Peste 100 de angajați ai penitenciarului din Gherla au protestat astăzi cu privire la condițiile de muncă pe care le au și la niveluri de salarizare. Aceștia cer demisia ministrului Justiției Raluca Prună și demisia guvernului Cioloș. Angajații nemulțumiți ai penitenciarului Gherla au ieșit astăzi în stradă în semn de protest față de condițiile de muncă și nivelul de salarizare, cerând demisia ministrului Justiției Raluca Prună și a guvernului Cioloș. Lasă de dorit tot sistemul penitenciar în ceea ce privește personalul. Suntem foarte puțini, închipuiți-vă, avem un deficit foarte, foarte mare de personal. Mai ales acum, în urma pensionarilor, suntem foarte, foarte puțini. Ori multe, foarte multe suplimentare, nu reușim să facem față misiunilor. Este greu. Care sunt revendicările? Câteva cuvinte. Revendicările sunt, în primul rând, lipsa de personal, condițiile de muncă, neaplicabilitatea unitară a celei ordonanțe 20 primiți, salarizarea structurii de apărare. La penitenciarul Gherla, ministrul Justiției a promis că va discuta cu angajații care protestează în data de 26 septembrie, fiind invitată la inaugurarea festivă a Centrului Terapeutic pentru Femei împreună cu ambasadorul Norvegiei în România. Cu speranța că a înțeles exact legislația pe care dorește să o discute cu personalul anterior, făcând confuzii serioase, solicităm ministrului Justiției ca întâlnirea să aibă loc înainte de mitingul de protest, care este organizat în data de 26 septembrie, în intervalul orar 11:15, în fața penitenciarului Gherla. Se arată într-un comunicat de presă al sindicatului Omnia.